Bună, dragi mămici și gravidețe! Astăzi vreau să vă povestesc despre un subiect destul de controversat, având în vedere că este perioada estivală și căldura a venit deja, și anume despre aerul condiționat. Am tot auzit păreri în stânga și în dreapta acum că nu trebuie să ținem copilul cu aerul condiționat deschis, pentru că acesta nu îi face atât de mult bine. Însă, ce ne facem dacă în casă este cald și nu se poate sta fără aerul condiționat? Mă întreb eu. Ei bine, eu am ales pentru Lia să îi deschid aerul condiționat și să-i creez un ambient cât mai plăcut. Pentru că în casă, având în vedere ce temperaturi au fost afară, s-au făcut undeva la 28 de grade și evident nu aș fi putut să o țin cu asemenea temperatură, pentru că ar fi creat un disconfort. Prin urmare, noi am avut noroc într-un fel cu faptul că aerul condiționat nu este poziționat în încăperea în care eu și Lia dormim. Mai exact, este poziționat pe hol și atunci cumva am ales un aer condiționat neștiind că o să avem un bebe și cei drept nu am luat în calcul acest aspect atunci când l-am montat. Am ales un aer condiționat cu o capacitate foarte mare care să acoperă toată suprafața apartamentului în care locuim. L-am montat cei drept în hol, îndreptat spre dormitor, pentru că eu și soțul meu acolo stăteam până să se nască Lia și ne răcorea camera foarte bine. Însă, odată cu venirea Liei, aerul condiționat ne-a ajutat și cei drept este poziționat de așa natură încât răcește și camera, mai exact sufrageria, însă nu intră direct aer rece. Cumva, practic, ea nu stă în curenții de aer. Ce am făcut odată cu nașterea ei a fost să curățim filtrele, pentru că nu îl avem de 2 ani de zile, dar nu le aerisisem. Erau filtrele neaerisite și necurățite și, practic, înainte să îl punem propriu-zis în funcțiune, l-am curățit, am chemat un specialist acasă să îl verifice totodată, să ne asigurăm că încă funcționează în parametri normali și că are freon, și i-a dat cu o substanță specială care l-a igienizat, ca să zic așa. Prin urmare, da, eu folosesc aerul condiționat pentru fetița mea, pentru că altfel nu am putea să stăm nici eu, nici ea în căldura care se face în apartament. Și, pe de altă parte, nu evităm să stăm, propriu-zis, în curenții de aer. Dacă este aerul deschis, evit să oprim pe hol, sau cel mult dacă trebuie să trec în bucătărie cu ea sau să o duc spre baie, fac în așa fel încât să fie protejată, să nu bată aerul în ea. Și cei drept nu mai opresc din când în când, adică este cumva setat când ajunge la o anumită temperatură să se oprească și să nu funcționeze în continuu, pentru că nici nu am putea să stăm cu el non-stop deschis. Una peste alta, chiar dacă știu că poate provoca, eu știu, alergii din cauza prafului pe care îl ridică, este un rău necesar, ca să zic așa, pentru că mai repede ea simte disconfortul căldurii decât disconfortul de asta cu aerul condiționat deschis. Așadar, da, folosim aerul condiționat și ne-a ajutat foarte mult până acum, pentru că ea a dormit foarte bine. Cei drept noaptea nu l-am ținut, am răcorit însă camera până la o anumită temperatură și pe timpul nopții l-am ținut închis. Aș fi curioasă să aflu ce părere aveți voi despre aerul condiționat și dacă îl folosiți cu bebelușii sau cu copilașii voștri în casă și dacă aveți alte păreri sau alte sugestii,
aș fi interesată să le aud. Cam acestea ar fi despre aerul condiționat. Până data viitoare, nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Instagram, pe site și pe YouTube, Bebe te iubesc, și aveți grijă de burtici dacă sunteți însărcinate și de pitici dacă deja îi aveți lângă voi. Vă pup!